fabulos, senzațional, incredibil. Sunt cuvinte prea mici pentru oamenii aceștia, însă ei preferă unul mult mai simplu, pasiune. Așa putem descrie povestea de iubire a unor fani îndrăgostiți de propria echipă. Vorbim de LSS Voința Sibiu, prima echipă înființată de suporteri în România prin asociația Liga Suporterilor Sibieni. Un proiect mic, dar cu mult ardoare realizat și cu planul mărețe de viitor. Anul acesta, Voința Sibiu împlinește un an și speră să crească în continuare, traversând toate etapele formării unei echipe. Să privim imaginile. 13 noiembrie 2012, zi fatidică pentru suporterii sibieni. Măcinată de problemele financiare și de retrogradarea în a doua divizie, Voința Sibiu se desfințează. Sloganul Voința nu moare răsună în întregul oraș, devenind strigătul de disperare a sutelor de oameni ieșiți în stradă în semn de protest. Pasiunea suporterilor pentru fotbal a învins nepăsarea autorităților sibiene. Sorocul le-a spus să facă un pas înapoi, ei au făcut doi înainte. Rămași fără fotbal, suporterii sibieni și-au unit puterile și le-au arătat tuturor că atunci când dorință e și rezultate vor fi. Desfințarea echipei Faniona orașului a însemnat un nou început. Păi, în noiembrie anul trecut, Voința Sibiu, echipa pe care o iubeam cu toții și care își plan Liga 1 până acum 2 ani, s-a desfințat. Nu am vrut să rămânem impasibili și să privim cum sportul sibian primește încă o lovitură și ne-am gândit să înființăm această echipă. Încercăm, e foarte greu, dar avem o ambiție proprie și continuăm acest proiect. Rămânem fără echipă, am spus hai să începem noi un proiect ambițios, atunci eram foarte încrezători, acum nu pot spune că nu suntem încrezători, dar nu știu, poate e ceva... Să știi că e foarte greu, adică nu ne așteptam să avem atâtea piedici, în primul rând, foarte multe piedici am avut de la început și ne așteptam ca impactul să fie mult mai mare, oamenii să fie mult mai receptivi la ideea asta, la proiectul nostru. Simțiți cumva că este o continuare a proiectului CSU Voința Sibiu? Vă simțiți legat de acest nume în continuare? Da, în primul rând, pentru noi Voința Sibiu a însemnat foarte mult pentru ceea ce s-a jucat în teren, pentru fotbalul pe care l-am văzut, ceea ce ne-a unit în tribune. După foarte mult timp au fost 10-15 mii de oameni în tribune, ceea ce a fost foarte frumos pentru tot orașul, toți ne-am reamintit de vremurile frumoase ale Interului, ale Șoimilor și numai că ne-am atașat de numele asta și asta vrem să continuăm din Voința. A fost un grup compact, să zicem, de 20-30 de persoane care ne implicăm practic intens, însă este 100-150 de persoane au reacționat. Zafirea clubului a lăsat un gust amar pentru miile de suporteri îmbolnăviți de microbul alb-verde. Pierzi echipa când pur și simplu nu mai ai nicio echipă. Nu pot să spun așa în cuvinte, că e un sentiment foarte urât. Voința nu a murit, adică voința, spiritul acela e un pic la mine, e un pic la băieții din peluză, un pic la cei care au fost în conducere, fiecare care a fost un pic la meci. Nu contează că s-a desfințat sau ce a fost, pentru noi e ca o continuare. Bine, am încercat în prima instanță, când încă era, se mai putea face ceva, prin proteste, prin încercat să avem discuții cu oameni din oraș, cu primăria, mă rog, cine ar fi putut să preia echipa veche, care de fapt avea niște datorii destul de mari, să totuși o putem menține măcar în divizia C. Povestea primei echipe de fotbal înființate de suporteri a ajuns și peste hotare. Venind din peninsula italică în orașul de pe Cibin, italianul Antonio Bonomo s-a îndrăgostit de atmosfera care dăinuie în galeria sibiană. Innamorato della città, della sua gente, quindi per me il calcio non è solo un gioco, ma è la rappresentanza
di una comunità che ha anche un valore sociale. Allora per questo, ovviamente, amando la città, devo per forza amare la squadra di calcio. Che per me il calcio non significa vincere un campionato, vincere una coppa. Per me il calcio è quando un bambino dà un calcio al pallone. E lì vengo per la partita. La partita non mi interessa il risultato, non mi interessa niente. Mi interessa solamente stare con i ragazzi e avere dei valori in comune. Quindi un grande orgoglio far parte di questo gruppo. Implicare i supporterilor a dare roade și din punct de vedere financiar. Pe lângă fondurile adunate din surse externe, suporterii au creat cutia Tu-Susții Echipa, în care se strâng meci de meci peste 200 de lei. Este câteva firme care sunt alături de noi, există în principiu prieteni, să spunem, de noștri, pe care am reușit să-i aducem în colaboratori și din afara orașului și din oraș. Sunt câteva firme locale, însă asta e ideea, vrem să aportăm cât mai mult firme locale din Sibiu, le atragem lângă noi. Pasiunea suporterilor sibieni pentru fotbal nu a murit odată cu Voința. Astăzi ne aflăm pe stadionul Voința, după așa cum vedeți, suporterii au venit din nou să susțină echipa. O fac acasă, o fac în deplasare, oriunde pentru a continua tradiția Voinței Sibiu. Haide Voința, 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 că suporterii își dau viața pentru echipă și jucătorii își arată voința pe terenul de joc. Fotbaliștii au înțeles spiritul de luptă al verde și depun efort pentru ca echipa să răzbată în continuare. Nici cuvintele de laudă ale jucătorilor la adresa suporterilor nu au întârziat să apară. Voința Sibiu înseamnă tot ce e mai frumos pe lumea asta, în afară de părinți. Vin de fiecare dată cu sufletul deschis, încerc să joc cât mai bine pentru cât pot eu de bine. Îmi pare rău că nu pot să fac mai mult și încerc ca băieții mai tineri de la mine în echipă să iau un exemplu din ceea ce joc eu. Suporterii, avem cei mai minunați suporteri, n-am întâlnit până acum așa ceva, bine că noi suntem și amatori, avem servicii, școală, fie. De curând, echipei s-a alăturat și Cris Pustai, fiul cunoscutului antrenor al Pandurilor din Târgu Jiu. Medieșanul laudă și el lotul din Ștrand și are încredere că jocul echipei se va îmbunătăți de la meci la meci. Sunt de o lună aici, am întâlnit un grup interesant, o galerie frumoasă. E o treabă frumoasă, este un proiect frumos făcut de Liga Suporterilor Sibieni. Ce zice tatăl tău de alegerea ta? El a jucat și el la Voința Sibiu, era tânăr. Pentru el e orașul natal, practic, el a copilărit aici, în Sibiu. Ce să zic, e mulțumit că încă joc. Da, cine știe, încă am 20 de ani, mai am timp să ajung și mai sus de atât. Cum vezi suporterii? Crezi că sunt aproape de echipă destul? Da, sunt niște oameni minunați, e un grup minunat, doar cuvinte de laudă pentru ei, jos pălăria. Dar păcat că încă nu îi putem mulțumi, sper că din retur în iarnă se va definitiva și un lot, vom face și o pregătire de iarnă, sper, un cantonament. Și atunci poate lucrurile vor deveni puțin mai bune decât sunt acum. Spune-le ceva pentru suporterilor în câteva cuvinte despre viitorul echipei. Încredere, speranță că o să fie mai bine.